Cozonacul, inspirat din gusturile copilăriei, atrage mii de pofticioși. Chiar și cei care își păstrează rețetele tradiționale aleg deseori să cumpere decât să-l facă în casă. Iar această variantă este de obicei aleasă de tinerii care nu au timp să prepare cel mai iubit desert de sărbători. Comenzile au crescut cu peste 40% față de anul trecut. Și m-au învățat femeile care erau mai în vârstă, m-au certat până mi-au ieșit, au stat de capul meu și până la urmă a trebuit să iasă. Doamna Dana face cozonaci de 28 de ani. Primul cozonac l-a făcut la scurt timp după ce s-a căsătorit. L-am făcut acasă și primul cozonac l-a mâncat soacră mea. În meseria asta e din familie, că și mama mea tot cofetarie. Da. Da, noi suntem de familie. Tradiția la noi. Și tot tradiția ne-a demonstrat că este bine să respectăm rețeta dacă vrem să ne iasă cozonacii perfecți. Aici trebuie să respecti dospirea, trebuie să respecti malaxarea, trebuie să respecti rețeta întru tot. Odată scoși din cuptor, mirosul cozonacilor ne aduce aminte de copilărie și de cei dragi. La român se primește cu pâine și sare. Eu v-am primit cu cozonac cald. L-am pus aici pe acest cărpător, zicea bunica mea. La ruf fierbinte, mamaia mea mă certea, zicea să nu ruf fierbinte, că se încrudează. Iar cele mai multe rețete sunt inspirate tot din gusturile copilăriei. Cozonacul ăsta a pornit de la amintirea croasantului cu șampanie, dacă vă mai amintiți de el, și am făcut cozonac cu cremă de șampanie și migdală. Doar în această bucătărie se fac zilnic peste 600 de cozonaci, iar comenzile au crescut cu 40% față de anul trecut. Asta, anul ăsta au fost mult mai multe comenzi față de anul trecut. Oamenii au început mai devreme să-și facă comenzi. La nu mai devreme aveți șervețele aici. Mai convenabil să cumpărați decât să faceți? Știți să faceți cozonac? Cum este cozonacul acesta, prefer să-l cumpăr. Anul acesta cumpărați cozonaci? Nu, o să fac eu. Ați fost calculat așa cum este mai convenabil, să-i faci sau să-i cumperi? Să-i faci, bineînțeles. Mai convenabil? Cam cheltuiți așa pentru cozonaci? Păi, nu știu, cred că maxim 50 de lei pe cozonac. Inspirați din gusturile copilăriei, cozonacii tradițional, dar și cei glazurați, atrag ca un magnet pe pofticioși, iar cei mai delicioși sunt cei pufoși, plini cu nucă și ciocolată. Potrivit celor mai mulți specialiști în gastronomie, rețeta de cozonac, așa cum o cunoaștem noi astăzi, a fost consacrată în secolul al XIX-lea de europeni. Tradiția românească spune că dacă ai cozonac pe masă, înseamnă că sărbătorești.